Andreea! Bună! Da. Bine ai venit la Bravo Stil! Bine v-am găsit! În sfârșit am ajuns la voi! Da, bine! Bine ai venit, dragă! Aveai de mult să înțeleg! De mult! Erai fiartă! Și Natalia! Da. Natalia, stați o secundă! De ce te uiți cu bănuială? O cunoști pe Natalia? Nu, drag. Eu îl cunosc. Cătălin? Bine, Natalia! Cătălin. De unde îl cunoști, Natalia? Și-a pus ochelarii, el s-a închis, să nu se vadă privirea lui. Și mustacește. Măia. Am participat la concursul Supermodels. Vai, Cătălin, botezatul! Da, exact. Și acolo l-am cunoscut, am fost cu mama mea în concurs. Și adică amândouă participai și mama ta? Da, și după acest concurs, eu iau mama mea, a venit și ea feiță. A avut o treabă. Prieteni foarte buni. Aoleu, păi da, e conflict de interese aici. Deci cum? Bun. Noua concurentă e prietena ta foarte bună? Sau mama e? Păi mai că se arată senzațională. Măi, dar n-am înțeles. Eu nu zic nimic de concurentă, mai că se arată senzațională. Stați, că n-am înțeles. Stați, da. Deci, la concursul Supermodel s-au participat și concurenta Natalia și mama ei. Exact. Cât se are mama ta dragă? 45 acum. E? Și concurenta 22. Și eu, având o vârstă... Vreau și eu să participi la... Nu mă, mai slăbesc, deci jur că mai slăbesc. Înțeles, nu, n-ați înțeles și nu e un compliment. Mai că se arată, poate o să vii o dată cu ea. Particip și eu de acum înainte. Beton! Vreau și eu acum arată mai bine ca mine. Și Natalia arată foarte bine. Uite deci picioare, uite... Beton, beton. Dacă am spus beton. Regino, am înțeles. Regino, la Chișinău ăla se mănâncă ceva, că nu se poate așa. Auzi, și acum Cătălin din regie îmi zice: "Ia, du-te lângă ea, du-te lângă ea." Dar de ce vrei să mă puneți pe mine într-o postură din situații din astea? Adică, nu. Dar eu ce am? Să se ducă Irina. Da. Să vină, să vină Irina. Natalia, Natalia, dar îmi dai și mie într-o seară costumul ăla să-l port. Irina, dai și mie costumul ăla să-l port într-o seară? Nu, îți dă numai pantalonul, că să îl iau eu. Deci am înțeles. Că probabil trebuie să... Trebuie să mă modifici la tip, că n-ai cracoșa lung. Emoții, mă, la n-am, nu? Am emoții foarte mari. Am sesizat o afinitate între un jurat, Cătălin Botezatu, și concurența Natalia. Vom vedea noi pe parcurs ce e de făcut în sensul ăsta. Hai să ascultăm și povestea Nataliei de astăzi. Povestea mea este foarte simplă. Merg cu prietenul meu. Ai prieten? Care... Da. Ai iubit? Unul sau mai mulți? Da, dar abia am început să ieșim. Nu o să mai ieși. Te lasă. Dacă mai stai aici, te lasă. Nu o lasă, domnule. Nu mă las. Că nu mai ai timp de el. Ba da, o să am. De ce Irina întrebe asta? Ți s-a întâmplat? Da, asta vorbește din experiență personală. Altora. Azi, de aici, aici de față prezent? Cui? Corinei. Uite-o, are ridicat mâna. Corina, nu cred. Nu mai am timp de nimic și îmi pare rău. Și Valea, pe altcineva pe cine fără s-a întâmplat. Suntem în continuare împreună, doamne ferește, doar că nu mai avem întâmplat timp. Și aha, împreună. Deci, Valeria era cazul. Deci ești cu iubitul tău? Da. Da? Unde mergeți? Cu iubitul meu mergem la o cină în Herăstrău. Atâta. O cină în weekend. Bine, e bine. Pentru prima ediție ne-ai spus o poveste, da. Te-ai documentat și ne-ai venit. Țapănă. A venit povestea cu o poveste țapănă. Vino aici lângă mine, Natalia. Irina. Dar de ce dorești, Irina? Îi simt Chișinăul mai aproape de mine. Da. Chișinăul te cheamă? Nu, eu chem Chișinăul. Păi ia să te aud. Ești foarte frumoasă, într-adevăr. Mersi mult. Ce anume? Vă cunoașteți? Asta încercam să-mi dau seama. Fața ta mi este cunoscută. Dacă ne-am mai văzut la prezentări, te rog să-mi zici, sau ne-am mai văzut undeva. Nu. Nu sunt model, nu am fost la nicio prezentare. Mi-e cunoscută fața ta, probabil te-am văzut prin oraș, prin Chișinău, cu siguranță. Ești înaltă, ești frumoasă. Mi se pare aveai că consoratezi. Aduci puțin Ara Luca, puțin. Ne-am mai zis. Care tocmai Ara Luca eu, că așa are picioarele lungi, așa mi s-a... Dar de mine vorbeai, nu? Mulțumesc. Da. Costumul nu-mi place, mi se pare învechit, pantalonii trebuiau să fie puțin mai lungi, culoarea, în schimb, îmi place și trebuia ceva mai complex, mi se pare simplu, dar pentru prima apariție... A rupt! E ok. Urmează. Și bine ai venit în echipa noastră. Mulțumesc frumos, bine v-am găsit. Doamne, ce drăguț a fost Irina. Maică, îmi vine să-i Irinca, dau un pic de lămâie. Am încercat. Dar să o comenteze și Corina, că tot o aud aici lângă mine. Arăcita. Eu sunt părăceală, știi, Linca, că tot curgea nasul, acum sunt părăceală. Da, voi ai să spui ceva? Simțeai nevoia? Nu, eram aici. Ești de acord cu Irina? Da, chiar sunt de acord cu Irina. Bine ai venit, Natalia. Bine v-am găsit. Mersi. Și să te îndrepți părul, l-am uitat să zic. L-am îndreptat, e... Da. Ars. Da, e ars. De asta se ocupă jurații exact în minutele următoare. Natalia, în fața lor. Mersi.
Bună seara, Natalia, câți ani ai? Bună seara, 22. Mulți înainte. Și până acum ce ai făcut, dragă? Mulțumesc frumos. Am fost assistant manager la o companie de IT. A, bine. Ai terminat cibernetică, să înțeleg. Lasă-o că pătrânește pe Instagram umane. Influențare. Cum? În domeniul resurse umane am fost. Nu aveam nimic eu cu IT-ul. Eram la resurse umane, aveam grijă de angajați. De ce te-au dat afară din acea companie? Nu m-au dat afară, am plecat eu. Ai plecat tu. Pentru că nu e plăcea. Domeniul meu, dar a fost o experiență. Dar care e domeniul tău? Nu-mi spune că moda, că nu o să te cred. Aoleu. Asta vreau să spun. Deci, las-o. Sper domeniul televiziunii. Te recomandă ceva anume pentru asta? Îmi doresc foarte mult o carieră în televiziune și de asta... Tip ce? Tip asistentă? Tip bebelușă? Tip ce? Bebelușă? Dar nu par eu. Nu pot fi bebelușă. Nici... Prezentatoare TV, așa prezentatoare cum bebelușă? Auzi, Regino. Bebelușă. Regino, vine concurența tare din urmă. Natalia, eu încerc să vorbim despre ceva. Încerc să ne luăm de la un subiect, pentru că dacă am intrat în subiectul costumașul tău și pantofii, ar fi nenorocire, practic. Nenorocire. Atât de grav e? Da. Grav? Nu e de nereprodus, e de nepurtat, e de neimaginat, e de necumpărat, e de scos din producție, e de... Practic, vrei să continui? Hai, mamă! Da, fii atent, nu, da, fiți atenți, nu. Mie îmi place, sincer. Nu. Am luat pentru prima să mă prezint așa, urmează să prezint total alte... Așteptăm să prezinți altele. De costume? Costume... Ținute. Ținute, exact, da. Ținute. Natalia, noi te așteptăm să te prezinți altfel, însă de la mine vei avea un Brava Stil, pentru că să nu uităm, fiți atenți, să nu fim răuți, toate concurentele, la prima ediție, când am intrat în acest spot, au primit Brava Stil, adică să respectăm tradiția. Vai de cap, mamă, dintr-o dată ce bună ești tu, bunul samaritan. Ea e bună, bună e ea. Auzi, asta am făcut, dar de ce ne aduci tu aminte asta? Așa, când ca să nu fiți răuți asta, cu ea. Când tu ești răuță tot timpul la alte concurente. Bine, sunt răuță și acum, Natalia, trebuie să te tunzi. Puiule, trebuie să te tunzi. Ei, nu, stai așa. Are o săptămână, nu putem să... Bine, în prima. De săptămâna viitoare. Când îți găsești un hairstylist, spune bla, 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 ai o săptămână să-ți egalezi prost, să te tunzi, că nu punem acum să vii de mâine, de poimine, exact. Cu alt păr. N-ai cum. De săptămâna viitoare, din gală, de când vrei tu. Din gală, da, poate. Și să spunem și ție, pentru că tuturor le-am spus. Ești foarte frumoasă, dragă. Tu în Republica Moldova poți face televiziune, pentru că eu cunosc foarte multe... Bebelușe. Bebelușe. Doamne și domnișoare, de ce te uiți din așa? Din Republica Moldova, care fac televiziune și sunt foarte frumoase și deci tu ai șansă. Aia nu vrea să facă Cătălin orice fel de televiziune. Tocmai a spus că vrea să prezinte o emisiune de cultură. La BBC. Ce nu ar fi? Dar ce vrei, mamă, să faci cronică de film? Ce vrei, mamă, să ne spui? Că îți place Tarkovski, Dogma 95? Ce cați? Nu, ce-mi va spune regizorul sau producătorul, aceea voi face. Atunci vreau să fiu producător. E mamă, ca o plastilină. Asta e, vreau să fiu producător. Și neconflictuală ca prima-ministru. Nu chiar aceea. Păzește spatele, Regino. Alo, de fiecare interpretează exact cum producția. Uite, producția acum spune că ar vrea să dansezi pe Puff Daddy, P.I.M.P. Asta spune producția. Mi-a zis mie în cască, dați-i P.I.M.P. să danseze. Alo, P.I.M.P-ul. P.I.M.P. Ia, auzi cum intră asta. Auzi cum intră asta. Fii atentă. Ce ține de domeniul? Păi muzica ține de cultură, dragă, și de normal. Ține de entertaining. Întreabă cât de greu e să fii prezentatoare. Trebuie să fii o Rafaela Cara, trebuie să fii o Raiună, trebuie să fii o... Poți să fii? Ești gata? Probabil dacă nu corespund... Ești gata, dragă, spune regia, ești dacă gata? Dacă nu corespund la ceea ce caută producătorul, nu mă vor lua. Deci dacă păi nu pot să fiu, producătorul acum spune că vrea să dansezi. Ești gata? Aoleo, dai. Ești gata? A style is born? Yeah. Azi a fost așa, s-a dragă, parcă ești mai frumos așa. Nu se îmbracă că ea are stilist. Ești corectă. O persoană educată, o persoană și te apreciez, dar nu ești corectă, nu ești corectă. Am auzit eu despre tine, Cristina. Am înțeles că îl cunoști pe soțul meu. Da, dăm! Dă-i! Dă-i! Să-i dau? Da, dă-i! Mi se pare că ești foarte, foarte Silvia. Nu ai picior pentru lungimea asta e fustă, nu ai gleznă pentru tipul ăsta de styling. Este foarte simplu. Bravo! Bravo! Depinde ce dans.
Arată Irina, arată Irina! Irina, bagă! Ăla e, ăla e. Că e mai bună dată, dar e prima emisiune, ce naiba. Ai emoții, de haide. Natalia, îmi pare foarte rău că te dezamăgesc, dar Irina e și mai mult la discotecă, fetiță, decât tine și se vede asta. Okay. E mai mare, Irina, mai mare. Da. A mai avut timp. Are timp să recupereze, Natalia, stați potoliți, liniștiți-vă, da. Feriți calificative, că e prima ei zi, ați da. Și speriat-o. Zero barat. Mai calificativ? Fisică rea! E rea, ce cum rea? Ce-am vorbit mai devreme, mă, că-i dăm prima nu, oară. Fetiță, ai, nu, mă, ce Dumnezeu. Adică nu, costumașul da. Ăsta e la... Nu, nu fie așa, dacă nu vă place... Uite, mă, de tot eu am venit niște costumașuri oribile. Da, Cristina P., când a venit la prima emisiune, era mai brează? Puțin tel doar. Nu era mai brează, dar avea o bangheală. Mi se părea că promite ceva. Dar s-a întâmplat ceva între timp. Cred că n-am avut flair. N-ai avut. Nu, nu. Eu-i dau. Haide, bravo, ai stil, Natalia. Pieptul înainte, forțele așa și... Bine, ok, de încurajare, că nu, altfel nu meritai da. Nicio steluță. Asta este. Mulțumesc bravo frumos. Este. Și salutări acasă, asta mai voia să-ți transmită Cătălin. Natalia, indicativul tău, îl știi? Da. Îl știi? Este da. 12, uite acolo unde e aprins da. Beculețul roșu. Da. Indicativul meu este 12, vă rog frumos să mă susțineți, să mă votați la 1206. Sunt o concurentă nouă care promite să arate foarte... bune ținute în această competiție. Bravo, Natalia! Bravo, iubito! Bravo, bravo, bravo! Ești superb!